Iată, eu vin și voi locui în mijlocul tău. Dragi frat și surori, în celebrarea eucharistică de astăzi, a comemorării Zilei Mondiale a Migranților și Refugiaților, ne unim spiritual cu Sfântul Părinte Papa Francis, care mâine va celebra o sfântă liturghie la Roma, în piața Sfântul Petru, cu motoul "Nu este vorba doar despre migranți". Întâi de toate, doresc să mulțumesc Excelenței sale, Monsignor Ioan Robu, pentru amabila invitație de a prezida liturghia și vouă celor care ați dorit să vă alăturați acestei rugăciuni pentru frații noștri migranți și refugiați. În calitate de reprezentant pontifical, vă transmit tuturor salutul de binecuvântare al Sfântului Părinte Papa Francis. Prin mass media primim zilnic o mulțime de informații cu privire la migrația uriașcă din Africa sau din Siria în Europa, din țările latinoamericane spre America. Știm de asemenea că unii oameni ajung în România în condiții precare. Nu trebuie să uităm nici marea emigrare a românilor în alte țări europene. În acest sens, Sfântul Părinte Papa Francisc, în discursul rostit la București în 31 mai, în cadrul întâlnire cu autoritățile de la Palatul Prezidențial Cotroceni, a amintit de fenomenul emigrației care a determinat milioane de oameni să-și lase casa și patria pentru a căuta noi oportunități de lucru și de viață demnă. Apoi a adăugat: aduc un omagiu jertfelor, fiilor și fiicelor României care, prin cultura lor, prin patrimoniul de valor și prin munca lor, îmbogătesc țările în care au emigrat, iar prin roadele eforțului lor, își ajută familiile rămise în patria. Iată, eu vin și voi locui în mijlocul tău. Prima lectură, luată din cartea profetului Zaharia, face parte dintr-un amplu discurs de încurajare a israeliților care tocmai s-au întors acasă după exilul din Babilon. Pe lângă dificultățile de integrare, trebuie să reconstruiască Ierusalimul, care va fi precum cetățile deschise datorită mulțimii de oameni din mijlocul lui. Iată, primindu-i pe celilalți, devenim mari. În această celebrare dorim să mulțumim Domnului pentru munca și dăruirea atâtor persoane și instituții civile și bisericești care se ocupă de primirea migranților și refugiaților din această țară. Ca să ofer doar un exemplu, aș dori să menționez Centrul de Primire Petru Arrupe al iesuiților din București, pe care am avut privilegiul să îl inaugurez anul trecut. Evanghelia prezintă profeția pe care Iisus o încredințează discipolilor săi: ascultați cu atenție cuvintele acestea: Fiul omului
are să fie dat în mâinile oamenilor. Și ne spune că ei nu au înțeles sensul frației și nu au îndrăznit să-l întrebe. Din păcate, anunțul este dramatic. A fi dat în mâinile oamenilor înseamnă pentru Iisus jertfa Lui, precum și jertfa atâtor frați dat și ei de-a lungul istoriei în mâinile oamenilor. După cum sublineasa dicasterul vaticanesc responsabil cu pregătirea acestei celebrări, nu este vorba doar despre migranți, ci este despre noi toți, despre temerile noastre, umanitatea noastră. Aceasta include săraci și suferinții, pe cei marginalizați, excluși și locuitorii din periferiile existențiale, toți animați de dorința de a construi o lume mai bună. România este grădina Maicii Domnului, iar aceea care a experimentat și ea pe viul duritarea exilului când s-a refugiat în Egipt, împreună cu Iosif și copilul Iisus, va ști să îmbogățească grădina sa frumoasă cu alte flori și plante. Prin urmare, să încredințăm Maicii Domnului pe toți frații noștri migranți și refugiați, familiile lor, vizele și nevoile lor. Împreună cu Sfântul Părinte Papa Francisc, ne rugăm ca ei, dar și noi, să ne dispunem să-L primim pe Domnul care ne-a promis prin gura profetului, iată, eu vin și voi locui în mijlocul tău.